Salut, camarazi! Astăzi o să vă prezint pe celebrul rege al canalelor, pe Bruce Lee. După cum știți, în vremea comunismului, Ceaușescu avea un grele așa pe chelie și vrea neapărat să mulțească populația României, să o facă și mai mare decât era, să fie, să treacă de cele 23 de milioane la cât era în momentul respectiv. Pentru asta făcea orice, să interzisese avorturile, s-au întâmplat catastrofe umane, s-au întâmplat lucruri bestiale, chiar eu știu din copilărie la Giurgiu un caz unde o infirmieră care făcea ciuretaje de-astea la femei ca să scape de copiii nedoriți, pentru că lumea era săracă, nu-și putea permite mulți copii, ce dătea statul și Ceaușescu pentru un copil născut era aproape nimic, știți? Și atunci femeia gravidă a venit să scape de copil, ceva a mers greșit, hemoragie internă, a murit. Și ce credeți că a făcut? Ca să nu facă pușcărie, dar până la urmă tot a făcut, a tăiat-o în bucăți și a îngropat-o, da? A tăiat-o, să tai un om în bucăți e o chestie oribilă și ea fiind și femeie, a tăiat-o, a îngropat-o, până la urmă au scos-o câini, adică brațele, picioarele au fost scoase de câini la suprafață, așa s-a aflat cine era moarta, că era dispărută de acasă. Până la urmă s-a ajuns la infirmiera aia și nu știu, i-a dat pușcărie pe viață sau 25 de ani. Au fost niște drame, mii de drame, zeci de mii, sute de mii, cred că au fost în toată România în perioada aia când avortul era interzis. Țin minte că și un prieten de-al meu își lăsase prietena gravidă și n-avea unde să facă chirutajul, a adus-o la mine, i-am lăsat acolo și am plecat. Și cine credeți că a scăpat-o de copil? Un doctor al miliției, știi, pentru că n-aveau voie să facă infirmierii civili, dar aia de la miliție care erau doctori, aia făceau că se umpleau de bani, au plătit 5.000 de lei ca să o scape de copilul atunci. Deci se umpluseră de bani doctorii de pe la miliție, după la securitate, care făceau chiuretaje pentru că ei își puteau permite că sub adăpostul uniformei și a funcției, înțelegeți? După toate aceste catastrofe s-au umplut femeile și aruncau copiii pe stradă, la gunoi, peste tot, deci o tragedie la scară națională, s-au umplut orfelinatele, căminele de copii, toate astea s-au umplut de copii, de ăștia abandonați, deci a fost ceva, o tragedie la scară națională, că pentru pe Ceaușescu și pe Ceaușescu nu îi interesa treaba asta, știți? Printre copii ăștia a fost și Bruce Lee, care pe când era copil, deja la 3 zile de la naștere, era o mână de om, măsa l-a abandonat. A trăit până orfelinate, până case de copii, vă puteți închipui cum e acolo, bătăi, violuri, scandaluri, oameni îngrămădiți mai rău ca la pușcărie, deci o viață de infern. Ăia mari bate pe aia mici, le ia mâncarea, le ia țigările, nu știu ce, fetele se prostituează, sunt violate și de cei care sunt acolo de seamă cu ele și de educatori. O chestie, o tragedie la scară națională, să zicem așa. Bruce Lee a crescut toată copilăria lui, prima parte a copilăriei, până cămine, până orfelinate, până la urmă s-a săturat după niște bătăi pe acolo, după niște bătăi care le-a luat după la educatori, s-a săturat și a fugit de acolo și a început să-și trăiască viața așa cum credea el de cuvință. La un moment dat se săturase, ele de pe, într-o comună de pe lângă Râmnicu Vâlcea, s-a săturat și a venit la București cu o sarie
mărică de-aia de cioban pe el, cu niște pantaloni vechi, cu niște pantofi în picioare, cu o pungă de plastic în mână, a venit la București și normal, neavând casă, neavând masă, neavând bani, necunoscând pe nimeni, a ajuns pe la Dristor, pe undeva, pe lângă niște așa zis șmecheri care l-au luat pe lângă ei, pe acolo, îl punea să fure, el nu furase în viața lui. L-au pus să fure, să facă rost de fiare vechi, de una, de alta, de ce punea, că, de ce putea, că se, tot ce aducea se putea valorifica, înțelegeți? Deci acolo și-a început ucenicia. Deci a văzut cum merge treaba cu femeile care erau duse la produs, trăgeau, erau acolo aurolași care trăgeau aurolacul ăla pe nas, a început și el acolo și a să se bage cu ăia, să tragă aurolac, era, cum să zic, ca să zic așa, începutul sfârșitului, dar plecând de la zero, fiind un copil pierdut al nimănui, probabil că destinul era deja hotărât, deja după 3 zile când mama lui l-a abandonat, înțelegeți? Până la urmă, el era mai stes ca aia și a dat seama care e mișcarea și a făcut ei tot stând pe lângă ea și gâdilându-i așa și a făcut el gașca cu oamenii lui și la un moment dat a venit la gara de nord și a început să se aranjeze acolo și pe canalele alea de sub gara de nord, niște canale care duc în tot Bucureștiul, cum sunt și vechile cazemate, care e un lanț de cazemate în tot jurul Bucureștiului, înțelegeți? Așa sunt și canalele astea care sunt ramificate unele cu altele, pot fi un fel de oraș subteran, cum era pe vremuri când s-a scris cartea Misterele Parisului și Misterele Londrei. Era un Paris subteran și o Londra subterană, de subtul celei de la suprafață. Venind la gara de nord și-a găsit el tot felul de ăștia oameni descentrați, fugiți după acasă, unii erau căutați de poliție, nu știu ce, el s-a făcut tartorul lor, mai cu bătaia, mai cu vorba bună, că zice că ar fi făcut vreo 9 ani de lupte marțiale. Deci cu bătaia, cu vorba bună, nu știu ce, îi ținea acolo și în frâu, stabilise anumite reguli, regulile lui, adică legile lui, nu bătaie, nu scandal, nu alcool acolo, cine bătea o fată sau o îmbrâncea, lua el și îl prelucra, știi, și deci a doua oară nu mai făcea. Și-a construit acolo niște camere destul de confortabile, țevile de la care dăteau aburi, dăteau și căldură, și-au furat canapele de colo, au furat saci de nisip, zeci și sute de saci de nisip, de ciment, de nu știu ce, au făcut acolo, au betonat, au aranjat, dar într-o parte, în partea a doua, când intrai acolo și aia era pe jos o zeamă fierbinte, un fel de mocirlă cu prezervative, cu seringe aruncate, cu sânge, deci nu toată lumea ținea ordine acolo, pentru că dacă sunt aurolași și mulți erau pe seringă, pe heroină, fetele erau și ele, majoritatea erau dependente de aurolac sau de droguri, dar el le zicea așa, bă, dacă munciți pentru voi, nu munciți pentru alții, nu vă lăsați duse de alții la produs. Dacă vă duce și vă culcați cu bărbații, luați-le banii să aveți voi un ban. El acolo făcuse în așa fel că fiecare își aducea partea lui, ca fiecare să mănânce acolo la un cazan comun, trebuia ca fiecare să producă. Păi să fura ba ciment, ba scândure, ba lucruri după la construcții, tigăi, telefoane, au nimerit și niște icoane de aur și de argint pe acolo, dar oamenii proiect erau așa duși cu pluta că nu știau ce furau. Ei furau acolo la grămadă și el avea un fel de contabil, să zicem așa,
și doi băieți care erau oamenii lui de încredere. Deci ea niciodată nu băga mâna în bani, tot ce cereau ei erau sucuri și dulciuri, înțelegeți? Mă rog, probabil că erau încă copii la minți, erau necopți. Așa, deci ea niciodată să strânsese niște sume frumoase, la un moment dat putea chiar să își cumpere o vilă, dar a refuzat pentru că lui îi convenea acolo și în canal să obișnuise. De mai multe ori a intrat dicotul peste ei sau poliția la început așa, dar în principiu n-avea mare lucru ce să le facă, erau niște epave, ce putea să le facă la niște... Bine, putea să-i aresteze, dar erau epave și în libertate și la pușcărie. Așa, și el a făcut câteva luni de pușcărie. În principiu se înțelegeau bine acolo și înăuntru, că fiecare căra în fiecare zi ce putea fura, nu știu ce, se ducea la produs, fiecare aducea câte ceva și își lua pudra, își lua aurolac cu tot ce avea nevoie, că fiecare, unii erau pe pudră, unii erau pe etnobotanice, unii erau pe legale, alții pe nu știu ce, ei făceau bani cam din orice. În canalele alea trăiesc copii, femei, bătrâni și o groază de maidanezi, știți? Și pe chinezi și câini de aia mai fioroși care îl apără, în momentul când este din canale pe stradă, câinii aia se repet fioroși și la roțile mașinilor și la oameni, numai să-l apere pe el. E o lege a lui care se respectă acolo și nimeni n-are voie să violeze sau să bată o femeie, să mănâncă acolo și fiecare are banul lui mai mult sau mai puțin, depinde cum produce, fiecare are ce mânca, deci nimeni nu moare de foame acolo, dar totuși sunt niște copii avortați ai Revoluției Române, adică după Revoluția Română, nimeni nu se interesează de oameni ăștia ai străzii, nici ONG-urile, nici primăria capitalei nu se interesează de ei, e o lume a nimănui, un fel de stat al umbrelor. La un moment dat s-a întâmplat că Bruce Lee a fost betonat acolo, dar omul era pregătit, avea pickhammer, avea fierăstraie, avea tot ce trebuia, târnăcop, flex, și după două zile a tăiat unde trebuia și a ieșit iarăși la aer. Umblă tot timpul cu vreo 30-40 de kilograme de lanțuri pe el, ca în momentul când le dă jos să simte foarte ușor, dar tot timpul umblă cu alea, are o geacă așa plină cu medalii, cu pietre semiprețioase, anumite broșe de argint, probabil furate de ortacii lui pe acolo și de peste tot. E o figură marcantă, s-au făcut niște filme de niște jurnaliști, un jurnalist a trăit două luni cu ei acolo în canal, a făcut niște filme cu ei, a văzut cum trăiau ei, își furau curentul de la o stație RATB de acolo, trăgeau fire de alea și aveau curent înăuntru, că la început aprindeau lumânările și s-a luat foc de mai multe ori, unii au murit, era mai problematic. Înțelegeți? Și ce au făcut acolo, au niște plasme, niște modele mai vechi acolo, să uită și ei la filme de acțiune, că atât ai duce mintea, normal, vă dați seama că nivelul e la burta broaștei. Deci niște copii pe care societatea română îi respinge, nu o interesează, stăpânii României nu interesează treaba asta, ei sunt la furat, n-au nicio treabă cu cei care fac foamea, care se droghează, care nu știu ce. Trăim în două Românii paralele, România elitei care fură și e bogată și România amărâtă care muncește de zi cu zi ca să-și câștige pâinea, ca să ducă o viață mai decentă, să-și formeze copiii, să-i trimeată la școală, la facultate, să aibă și ei o viață mai ușoară. Deci, cum vă zic, Bruce Lee a fost ca un tată pentru copiii ăștia, i-a ajutat pe toți și toți care fugeau de pe acasă, de pe la orfelinate, toți se aciuiau acolo, vorbea cu ei, le spunea care sunt legile lui, care sunt regulile de păstrat acolo, le acceptau și aveau o bucățică de pâine să mănânce acolo, aveau și un bănuț, dar normal că trebuiau să producă și ei ca să aducă ceva la casa comună.
La un moment dat se strânsese o groază de milioane acolo și în casa lui de valori, să zicem așa. Cei care o păzeau n-au furat niciodată niciun milion de acolo. Oamenii erau devotați lui Bruce Lee, îi spuneau tată, îl respectau în felul lor, cum poate să respecte niște copii naivi care au suferit, care au avut norocul să fie abandonați de părinți, de mamă, care au trăit ca vai de lume prin orfelinatele românești, în care e o teroare, cred că în toată lumea e mai mult sau mai puțin la fel. Fetele care erau acolo, dacă vreau să trăiască cu un bărbat care era acolo, era bine, dacă nu, se ducea la produs și ținea banii pentru ea. Le-a făcut niște camere acolo și special pentru fete, să aibă și ele intimitate, un pic de curățenie, să aibă ventilație cât de cât decent, a văruit pereții cu var. Era o chestie care aparține de respectul de sine, să zicem așa. Era o fată acolo și a care de la 6 ani până la 17 ani trăise până orfelinate. Vă dați seama, 11 ani până orfelinate, la 13 ani s-a măritat cu unul, după aia s-au despărțit, după aia ăla a murit de overdoză, a rămas așa pierdută în spațiu și în timp. Vă dați seama, la 17 ani, măritată la 13 ani, și de la 6 ani stătuse până 11 ani până orfelinate, deci un suflet pierdut. Acum n-avea ce să facă, se ducea la produs și banii ținea pentru ea. Deci, în orice caz, Bruce Lee le aranja niște condiții acolo cât de cât decente. Ziua avea un generator pe gaz, mi se pare, care consuma în fiecare zi 2 milioane plus uleiul. Deci, dar își permitea, pentru că generatorul ăla le dătea lumină, trăiau și ei cât de cât decent, își pusese pe tuburile alea de abur niște becuri acolo, ca la discotecă. Aveau niște instalații de-alea hi-fi, nu știu ce, bine, modele mai vechi, niște plasme mai vechi, dar oricum un pic de confort așa, deci cred că era și sentimentul că aparțineau și ei unei comunități, dar nu mai era comunitatea de la orfelinat cu bătaie, cu treburi de-astea, era o comunitate unde cât de cât trăiau mai decent, nu li se fura banii, nu erau violate fetele, nu erau bătăi, nu era alcool, bineînțeles că nu era alcool, dar ei erau plini de aurolac, nici el nu bea alcool, mănâncă foarte puțină carne, mănâncă mai mult lapte și brânză, carnea foarte rar, deci omul trăiește și în general trăiește mai mult pe bază de usturoi, după cum a declarat de mai multe ori, dar usturoiul cunosc și eu, e o plantă sănătoasă, e o plantă minune, bună la orice și contra virusului și contra orice. Eu mănânc zilnic câțiva căței de usturoi, vă recomand și vouă. Deci, camarazi, v-am prezentat destinul unui om, o viață oamenilor pierduți în România după Revoluție, a fost o generație pierdută care nu a interesat pe nimeni, lumea era interesantă să fure, să facă averi, să privatizeze, să taie uzinele și fabricile, să le dea la fiare vechi, să câștige sute de milioane și miliarde, nimeni n-avea interesul să vadă de oameni ăștia, era un fel de carne de tun, cum spune neamțul. Erau niște oameni care s-au născut loser și au trăit toată viața ca niște loser. La un moment dat l-au întâlnit pe tatăl lor, pe Bruce Lee, care de-aia și numeau tata, că se comporta ca un tată, și el a avut niște momente mai grele de trecut, i-a murit logodnica, când avea nevoie de o femeie, o plătea, deci nu era nimica pe gratis, îi dătea bani pentru că se culca cu ea. Era un fel de stat în stat, să zicem, pentru că statul român nu se interesa de ei, atunci Bruce Lee a aranjat în așa fel ca ei să fie o mică insuliță în statul România, să zicem așa, cu legile lor, cu să respectau anumite uzanțe și
toată lumea trăia mult mai decent, fiecare avea bănuțul lui, fiecare avea ce să mănânce în fiecare zi și oricum era mai decent și erau liberi să se miște, nu ca la orfelinate. Camarazi, v-am spus povestea unui destin uman, povestea a multora, a zeci de mii de destine umane. Sper că v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!